Salutare tuturor, aici e Savo. Multă lume m-a întrebat ce țintă folosesc sau ce setări de țintă folosesc din Crosshair Generator. Da, în caz că nu știi ce este Crosshair Generator, este o mapă de pe workshop în care îți setezi ținta cum vrei sau iei setări prestabilite de jucători profesioniști. De exemplu, dăm play offline with bots și dăm pe workshop. Și aceasta este mapa. În fine, noi intrăm pe Crosshair Generator și dăm pe Harness Bots, ca să nu ne atace când testăm ținta. Așa. Deci, prima oară trebuie să intrați pe mapa asta Crosshair Generator, apoi intrați pe în a doua cameră aici și o să vedeți Banana Gaming, toate astea prestabilite de YouTuber și jucători profesioniști. Ok, deci prima oară trebuie să selectați ori Banana Gaming, ori Zul sau Uletica. Apoi, de exemplu, când selectați, de exemplu, pe Uletica, asta nu se mișcă, este Style 4, scrie și în ăsta. Ca să o faceți să miște, scrieți Crosshair Style 2 și o să se miște oricând trageți sau când vă mișcați. Și ca să se miște doar când trageți, este Crosshair Style 5, parcă. Da, 5. Deci nu contează că vă mișcați sau nu, ea rămâne în aceeași poziție, doar când trageți, se mișcă. Ei bine, m-ați întrebat, bă, Resavo, tu când tragi, nu se mărește, la tine se micșorează. Gap este minus 1, dacă pun minus 19, când o să trag, o să facă mai mică. Da, să iau un M4 și acum când trag o să se facă mai mică. Și asta este setarea. O să las setările mele de țintă în descriere, o să fie un link pe Mediafire și acel link de pe Mediafire o să vă arate setările și voi copiați ce scrie în textul acela și îl băgați în auto-exec sau în config, depinde acum. În fine, și asta este ținta mea. O țin câteodată pe alb, câteodată pe galben, dar îmi place mai mult pe alb. Vă mulțumesc mult pentru cele 3000 de vizionări. Faptul că nu am mai postat și apoi când am postat un videoclip sau două, am deja 3000 de vizionări, asta contează mult pentru mine. Orice nelămuriri aveți, puteți să mă întrebați în comentarii, iar eu o să fac video sau o să vă răspund. Da, deci cam atât pentru episodul de astăzi. Ne vedem în episodul următor.